aer curat, zăpadă albă și mai ales liniște. Iar eu stau aici singur, desprins de griji. Eu și dumnealui, doar noi doi. Mi-ar fi plăcut să fiu ca el. Adică nu. El să fie el și eu învingătorul lui. Trebuie să recunosc că a fost bărbat frumos. Da. Dar la Waterloo a dat de naiba. Acolo unde l-a învins ducele de... englezul, ce lapsus, ducele de... De ce mai chinuiesc că am venit aici să mă odihnesc, să mă destind? Ducele de... Dacă nu-mi văd de treaba mea, ia să mă culc și să dorm. Mâine dimineață mă scol și vizitez împrejurimile. Mă duc să vizitez și școala. Duce de... Trebuie să încerc să rezolv eu problema ca la școală. Eu întreb, eu răspund. Ia să-mi spuneți voi, copii, unde a fost învins Napoleon? Spun eu, domnule profesor, te rog, la Waterloo, foarte bine, nota 10. Și cine l-a învins pe Napoleon la Waterloo? Spun tot eu, domnule profesor, te rog. Ducele de... Și sunt și singur în casă, așa că ce să sufle. Ce mă... Mă culc, poate vise și bătălia de la Waterloo. Imposibil să-l apară și vingătorul lui Napoleon. Dar dacă n-apare... Să mă duc să-l trezesc eu pe Nea Vasile. E la postabul aici. Așa că trebuie să știe cine l-a învins pe Napoleon la Waterloo. Nea Vasile! Ia, Nea Vasile, că te-am trezit. Nu face nimic, nu face nimic. De ce s-a întâmplat? Arde, Nea Vasile. Arde? Arde. Unde arde? Unde arde? Stă-ți așa stingătorul în supat. Nu e vorba despre asta, Vasile. E vorba de o problemă arzătoare. Ce problemă? Da, Vasile, fii bun și spune-mi. Cine l-a învins pe Napoleon la Waterloo? Vă țineți de glume, acum într-o noapte. Cum să pară de mie de glume, Nea Vasile? Spune-mi cu cine s-a bătut la Waterloo. Cine... Cine Napoleon? Împăratul? Cu cine s-a bătut la Waterloo? Știți, dacă vă deranjează, eu pot să-l iau de aici. Nea Vasile, te rog să-mi spui cu cine s-a bătut la Waterloo. Cu Osman Pașa. Ce Osman Pașa? Care Osman Pașa? Asta a fost turc. Ligătul Napoleon era duce, era englez, a fost și în Portugalia. A condus armata cu Blücher. Nea Vasile, ce treaba? E limpede ca lumina zilei. Da, da, vedeți că acum e noapte. Ducele de... Ducele de brav... Bragelone! Asta a fost viconte, Nea Vasile. Ducele de... Monte Cristo! Ce Monte Cristo, Nea Vasile?
Aia mai bine să o rezolvăm altfel. Da. Dar n-ați vrea mâine? Nu ne, Vasile. De ce? Acum, cine mai stă cu noi în bar? Un profesor de muzică. Foarte bine, du-te și adu-l aici. Da, dacă doarme. Păi dacă doarme, trezește-l și adu-l aici. Da, chiar. Tot ce crapă de ziul. Mă întorc imediat. Mulțumesc, de-aia, Vasile. Îți mulțumesc foarte mult. Cele de... Vă rog, domnul profesor. Vă rog, mai gândiți-vă, nu mă lăsați. Tchaikovsky. Uvertura 1812. Alors enfants de la fille française. Boże Care. Vă rog, domnule profesor. Napoleon. Nu. Acum. E duce și englez. A luptat și în Portugalia. La Waterloo. A luptat la Waterloo? Sau cumva e acel care în toi lupti a strigat? Pentru bătrâna Anglie! N-auzi? Dar care e? N-auzi, domnule, că era englez? Da, domnule profesor. Englez și duce. Ducele de... Ducele de... Da. Nu mi-aduc aminte. Foarte bine. Atunci hai să ne culcăm. Nu, vă rog să nu plecați. Nu, uitați că vă ajut eu, vă mai dau un indiciu. A fost ministru pe la 1828. 1828? Exact. În cabinetul lui Robert Peel. E, nici chiar așa. Îți dă omul mură în gură și nu ta nimic. Ce? Nu cumva ai vrea să-ți spună și cum îl cheamă? Metternich? Ce Metternich? Ce Metternich? A fost englez. Nici măcar atâta lucru nu știți. Mai mare rușine. Dar te rog, domnule, nu mă insulta. Mă trezește în toiul nopții și mă și insulți? Păi, dumneata, strici! Stai jos! Ai venit la munte nepregătit. Nea Vasile, te rog. Nu. Vă rog. Nu mă ruga, dumneata, ori ești nebun, ori mă insulți în față, așa cu ducii dumitale, ducile de... Dar lasă-mă în pace! Nu ai păsat, las pe Napoleon ăsta, domn. Parcă ce mare lucru dacă bătea și el acolo la Waterloo. Bătea și noi dormeam liniștit și nu aveam nicio treabă. Extraordinar și mi-aduc aminte și ziua bătăriei. Waterloo, 18 iunie. Armata coalizată condusă de ducele de... Ia să încerc în ordine alfabetică. X, Y, Z. Dublu. Asta-i, Nea Vasile. Asta-i. Dublu V, Nea Vasile. Ducele de Wellington. Da. Și mă las să mă perperesc. Dar, Nea Vasile, Napoleon a fost învins la Waterloo de ducele de Wellington cu dublu V, Nea Vasile. Acum putem să ne culcăm liniștiți. Cum ați zis? Ducele de Wellington, Nea Vasile, cu dublu V. Acum putem să ne culcăm liniștiți. Ce să mă mai culc, că mi-a perit și somnul cu ducele ăsta. Ce chin. Ducele de... Cine e? Vă rog să mă iertați. Eu sunt profesorul de muzică. Mă mir că nu ți-e rușine să te dai drept profesor.
Nici atâta lucru nu știi. La Waterloo, Napoleon a fost învins de ducele de... Ducele de... Duce? Ducele de Wellington, cu W. Și acum gata, la culcare. Păcuși cântă cu cucuși. Gata, gata. Iar pe dumnealui, îl mut. Îl mut. Vedeți, dumneca, nici acum nu mi lasă în pace, domnule. Îți mulțumesc, nevasă. Cred că m-aș fi frământat toată noaptea. Vreau să zic că ducere de Wellington. Hai, la culcare, acuși cântă cu poși. Hai. Noapte bună. Noapte bună. Ducele de Wellington. Duce. Da, la Waterloo. Noapte bună. Credeai că m-am ramolit. Că n-o să mi-aduc aminte cine te-a învins la Waterloo. Ei bine, la Waterloo te-a învins ducele de Wellington. Da. E drept că ai fost și tu învingător la Austerlitz. Da. Da, la Austerlitz. Nu l-ai învins pe Wellington. L-ai învins pe... De cine l-ai învins la Austerlitz? Nea Vasile! Nea Vasile, profesor! Nea Vasile!